Dispozitivele de ordine publică vor asigura desfășurarea în siguranță a festivalului, elementele de dispozitiv fiind amplasate pe traseele de deplasare în scopul prevenirii unor eventuale altercații. Jandarmii vor avea în vedere prevenirea fenomenului contravențional și infracțional, precum și aplicarea măsurilor legale de constatare a producerii acestora. În conformitate cu regulamentul de participare și acces la festival, este interzis accesul cu arme sau orice alte obiecte ce pot fi considerate periculoase, inclusiv arme albe sau alte obiecte care reprezintă un pericol public. Accesul cu recipiente de sticlă, materiale inflamabile, animale de companie sau pixuri cu laser. Pentru a evita producerea unor incidente, Jandarmeria Vâlcea recomandă participanților să evite implicarea în conflicte de orice fel, să nu lase în urmă resturi menajere care dăunează mediului înconjurător. Folosirea dronelor fără autorizație și avizele necesare este strict interzisă. Personalul din cadrul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne cu responsabilități în domeniu se vor asigura că festivalul se va desfășura fără evenimente neplăcute. În acest sfârșit de săptămână, polițiștii din cadrul municipiului Râmnicu-Vâlcea vor fi prezenți la festivalul DeForest Camp 2023 pentru menținerea ordinii și liniștii publice și cu această ocazie le recomandăm cetățenilor să țină seama de câteva sfaturi pentru ca festivalul organizat pe platoul Fețeni să rămână în amintirea tuturor ca un eveniment lipsit de incidente. Dacă veniți însoțiți de copii, nu-i lăsați nesupravegheați, învățați ca voi să plece doar cu permisiunea dumneavoastră și că trebuie să spună întotdeauna unde și cu cine pleacă. De asemenea, învățați cum să reacționeze în situația în care se rătăcesc. Asigurați-vă că aceștia cunosc numele complet al părinților, numărul de telefon, precum și adresa de domiciliu. Nu lăsați în vehicul la vedere bunuri de valoare, respectiv telefoane mobile, tablete, dispozitive GPS, camere de filmat, laptopuri, pormonee, poșete sau documente personale, chiar dacă lipsiți pentru scurt timp, protejați-vă bunurile personale. În cazul în care găsiți bunuri pierdute, telefoane, carduri, poșete, documente, predați-le la poliție, nu consumați băuturi alcoolice în exces și nu vă lăsați antrenați în conflicte, nu conduceți autovehicule dacă ați consumat alcool, nu consumați droguri, nu vă puneți în pericol sănătatea sau viața. Consumul de droguri poate avea un impact negativ asupra vieții în nenumărate feluri. Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a festivalului, cetățenii pot solicita sprijinul prin apelarea numărului unic de urgență 112. Deplasarea spre platoul Fețeni se va face cu mijloace de transport în comun din subordinea primăriei Râmnicului. Îi invit pe cei care ne trec pragul să nu uite să intre într-un labirint. Avem un labirint foarte interesant. Cu surprize, este o activare a unui partener de-al nostru foarte mare, care este în permanent, caută în permanent să vină cu ceva diferit, atipic, ceva nou și frumos. Și avem un labirint superb, o să vedeți despre ce este vorba, în care veți găsi premii atractive și inclusiv vouchere biletelor, care conțin biletele din 2024. O să fie foarte fain. O să vă bucurați de multe activări. Vă așteptăm, Fețeni, o să răsune pentru a patra oară. Mulțumesc, Tomi, mult succes! Cu drag! Așadar, începând de astăzi, timp de 3 zile la Fețeni, se va desfășura cea de-a 4-a ediție a festivalului Deep Forest Fest cu un line-up impresionant.